Cristi Tănase deschide scorul în minutul 43, Concordia Chiajna Steaua 0-1. Marius Șumudică s-a prăbușit pe banca de rezerve. Reduta Chiajnei învinsă cu puțin timp înaintea pauzei. Vă spuneam, liniile stele au făcut pasul înainte de minute bune. Stan vinovat pentru lipsa de fermitate la acest duel cu Cristi Tănase. O reluare pe portar, dar e foarte greu pentru Matache să intervină, pentru că lovitura vine de foarte aproape. O lovitură cu capul puternică a lui Tănase, undeva în zona șoldului lui Matache. O intervenție tardivă a portarului Chiajnei. Cristi Tănase așadar înscrie și deschide scorul aici la Chiajna. Cristi Tănase abia la al doilea gol în acest campionat. E adevărat, o bună bucată din sezon a fost accidentat și a lipsit de la câteva meciuri importante ale stelei. Dar să știi că a fost viclean Tănase la faza de mai devreme. A stat între cei doi fundași, Bagarici și Stan. E adevărat că și pe Bagarici, la înălțime,